Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Mehedinți vor începe efectuarea controlelor specifice în perioada dinaintea sărbătorilor pascale. Scopul acestora este de a proteja sănătatea consumatorilor și de a preveni apariția unor toxinfecții infecții alimentare. În perioada sărbătorilor pascale consumul unor cantități de alimente de origine animală crește. Este astfel necesară dispunerea unor măsuri specifice pentru protejarea intereselor cumpărătorilor, precum intensificarea controalelor în vederea verificării condițiilor sanitare veterinare în care sunt produse depozitate și valorificate, cum ar fi carnea de miel, ouăle destinate consumului uman și alte alimente care se consumă în perioada sărbătorilor pascale. În perioada premergătoare sărbătorilor Pascale, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehidinți, prin intermediul structurilor de contor, va demara controle conform notelor de servici venite de la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară pe raza întregului județ. Controlele urmăresc respectarea tuturor cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind igiena, depozitarea, trasabilitatea, valabilitatea, etichetarea tuturor produselor de origine animală și non animală. Recomandăm de asemenea tuturor cetățenilor de pe raza județului să consume produse alimentare numai din unități înregistrate sau autorizate sanitar veterinar. DSVSA Mehedința a stabilit un program de lucru pentru perioada sărbătorilor pascare, în baza căruia se efectuează controle la toate unitățile de alimentație publică. Dacă se vor constata nereguri cu ocazia controlelor, agenții vor fi sancționați contravenționari, iar în funcție de gravitatea abaterilor se va merge până la suspectarea activității. Există de asemenea și un număr de telefon și o adresă de mail la care toți consumatorii pot sesiza orice neregulă în domeniul siguranței alimentare. Aceasta va fi soluționată în cel mai scurt timp de inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor mehedință. În această perioadă vor fi intensificate controlele în scopul verificării modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agroalimentare, abatoare unități de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și în următoarele categorii de unități de vânzare cu amănuntul. DSVSA Mehedinți transmite cetățenilor să cumpere produse alimentare numai din unități sau spații autorizate sanitar veterinare. Aceasta însemnând că atât produsele de origine animală și non-animală au fost supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și nu constituie un pericol pentru sănătatea publică. Este interzisă comercializarea produselor și alimentelor de origine animală în spații neautorizate sanitar veterinar.